Bună seara! Sunt Arotela. Iată-mă cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Decembrie 2019. Să trecem direct la treabă, că timpul trece. Din seria oracolelor, ce ați primit? În primul rând, aveți încredere că ce? Că vi se face justiție într-o situație de familie în care voi ați construit o familie. Și dacă apare justiția, înseamnă că ați construit-o pe niște principii nesănătoase, unii dintre voi, sau poate a existat o separare, un divorț, pardon, pentru unii dintre voi, sau sunteți chemați să vă gândiți la așa ceva, îmi pare rău, dacă da, îmi pare rău. Oricum, că e vorba de justiție, e vorba de divorț, că e vorba de justiție care se face față de familia voastră din partea, eu știu, unei alte părți fizice, juridice, rămâne de văzut. Poate că cineva v-a jignit, va ataca familia într-un fel sau altul și sunt multe feluri de a ataca acest sistem. Oricum, justiția nu apare oricând. Când există clar o injustiție. Deci, trebuie să aveți încredere. Apoi, cartea vă confirme, în cazul în care aveți niște sentimente, niște visuri, să aveți încredere că acestea vă ghidează pe calea voastră corectă, că e profesională, că e sentimentală. Aveți încredere. Aveți încredere în emoțiile și sentimentele pe care le aveți față de unii și de alții, pentru că aceste emoții vă ghidează, vă spun care persoană este corectă cu voi și care este incorrectă. Interesant. Eventual, încercați să vedeți de fiecare dată și situația prin care treceți și oamenii cu care experimentați diferite situații. Să vă puteți undeva în afara situației, da? Out of box, cum se zice. Aici e un glob, nu e o cutie, dar în afara situației, ca să înțelegeți lecția, mesajul de la îngeri și să înțelegeți că prin orice ați trece, există un adevăr mai presus de toate. Chiar dacă acum, să zic unii, acum, nu musai. Experimentați o stare, o situație incorrectă sau o suferință, totul este cu un scop. Deci aveți încredere că lucrurile vă ghidează, sentimentele, visele vă ghidează către cariera voastră, către drumul vostru în viață, către destinul vostru. Aici aveți 46, dacă vă spune ceva, 40. Cartea vă sugerează că e cazul să petreceți mai mult timp de calitate împreună. Ascultați-vă și vorbiți-vă unul celuilalt. Că e o persoană din familie, că e altă persoană, aveți aici și exprimare creativă. Nu vă concentrați doar pe construirea și protejarea familiei, ci și pe comunicare. Și pe comunicare. Poate că cei care v-ați pierdut pasiunea într-o relație de familie, că aveți familia, da? Trebuie să echilibrați cu această justiție situația din familie cu un timp de calitate petrecut împreună. Poate o mică vacanță cu soțul, soția. Eu știu, sau, dacă nu cu soțul, soția, cu cineva drag, cu care vreți să dezvoltați o relație de lungă durată, o căsnicie. Pentru unii, mulțumesc. Pentru unii, poate vă gândiți cum să vă construiți o familie, încercați să vă gândiți creativ și nu doar, vă gândiți cum ar fi ca relația pe care o aveți cu cineva drag să devină oficială. Aveți încredere că veți fi ghidat de vise, de îngeri, dacă e cazul să o faceți oficială sau nu. Mulțumesc de idee.
Așa că petreceți timp de calitate împreună și veți fi ghidați. Fiți în prezent și visați către viitor, eventual către această familie fericită oficial. Luați-vă șansa. Take a chance on love. Dați-vă șansa la dragoste. În cazul în care în familie, prin niște motive, poate să fie justiție, echilibru sau injustiție, poate să fie nevoia voastră de a vă face, de a vă construi o familie echilibrată și să aveți încredere că veți putea, poate, construind, muncind prea mult pentru familie, s-au dezechilibrat niște chestiuni. Și atunci aveți nevoie să comunicați cu partenerul, da? Poate repet în diferite forme. Și să vă concentrați pe prezent, visând la viitor. Prezentul fiind timpul petrecut cu cel drag, cu cea dragă. Da? Eventual să visați împreună, să discutați, listen and talk, să discutați împreună despre cum ați vrea să vă construiți viitorul împreună. Dați-vă șansa la dragoste. Când iubești sau când iubim, viețile noastre se schimbă definitiv. Aveți încredere, da? Că veți putea construi. Că veți putea construi o familie echilibrată, eventual cu această persoană cu care aveți șansa la o nouă dragoste, nouă, veche sau să vă refaceți dragostea, în fine. Puteți avea o lungă călătorie împreună. Să treceți prin acest portal interesant. Acum văd un portal, poate este portalul acesta 11, 11, 12, 11 noiembrie, 12 decembrie. Poate este un moment în care voi trebuie să stați singurei împreună și să discutați despre prezent, despre viitor, da? Timp de calitate. Nu doar să vă pupați, chiar să vă, nu știu, exprimați gândurile. Interesant. Din seria acestor cărți vreau să aleg una care ar trebui să vă inspire în această perioadă. Un animal, spiritul unui animal care v-ar inspira în această perioadă. Ah, căprioara, semn de pământ. Poate sunteți voi. Căprioara este o energie maternă, feminină, delicată, finuță, frumoasă. Poate, într-un fel credulă. Aveți grijă cine o fi această căprioară. Să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, în fecioară. Iar căprioara, iar bofnița, aveți de-a face cu un semn de aer foarte isteț. Și căprioara, iar mă face să mă gândesc la inocență, credulitate. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Nu sunt prea multe. Vreau o carte. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Delfinul, ce frumos! Ce frumos aici este cioara. Semn de aer. Poate unii aveți de-a face cu un semn de aer. Nu știu de ce, persoană brunetă, destul de ascunsă, dar foarte înțeleaptă, foarte isteață. Ascunde, nu știu, într-un fel ascunde o latură foarte creativă și foarte interesantă. În fine, trecem peste asta. Dar aici vorbim despre voi. Este energia pe care voi trebuie să o preluați. Și am văzut mai devreme, în timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut regele de cupe și trei de cupe. Și atunci m-am gândit la un trio în care cineva iubește totuși profund. Și dacă cineva iubește profund într-un trio, ar fi păcat, păcat să afectați această dragoste.
Și vorbesc despre aceste cărți emoționale de cupe, pentru că aveți delfinul. Delfinul este reprezentat de simbolul alchimic al apei. Și, într-un fel, reprezintă regina de cupe. Dacă mai devreme a fost regele de cupe, acum este, într-un fel, regina de cupe. Dar trecem peste asta. Nu aș spune că ar fi un semn de apă. Nu. Spun că voi trebuie să preluați această energie. Și o energie superioară. Nu e de începător. Nu e energie care experimentează diferite stări. Este o energie pozitivă, foarte intuitivă, să vă și arăt, foarte intuitivă, glumeață. Și ce e interesant la această carte este că acest delfinaș zâmbitor și voios transmite gânduri, emoții, sentimente, viziuni, că am vorbit de vise, la distanță. În acest moment mă gândesc la comunicare telepatică pe distanțe lungi. Nu e de aici până un pic mai încolo sau cu persoanele din preajmă. O persoană este o comunicare pe distanțe lungi. Însă, culorile sunt vesele. Probabil că trebuie să comunicați. Aveți încredere că dacă comunicați pozitiv, veți manifesta și reacții pozitive. Interesant de ce mă gândesc la reacții, dar bănuiesc că e cu un scop. Dacă vreți să manifestați răspunsuri pozitive, în ei, cei cu care sunteți sau cei cu care comunicați, transmiteți la fel. Pentru că, nu știu de ce, o fi pentru cineva, nu pentru toată lumea, pentru că este comunicare pe distanță foarte lungă, poate unii sunteți în afara țării și aveți nevoie să comunicați în țară. Lucruri frumoase, poate despre sănătate, despre sărbători, le transmiteți că veniți în țară și că veți petrece împreună. Oricum, regina de cupe sau delfinul. Regina de cupe, în general, este o energie care hrănește maternă, feminină. Aici avem delfinul. Da! Delfinul este foarte erotic, sexual. Probabil că aveți o legătură cu cineva care nu e în același oraș cu voi, în același cartier, da? Și comunicați telepatic chestii erotice. Așa, simt, așa vă zic. Și să nu uitați că e singurul mamifer care face dragoste, nu face sex. Adică nu se reproduce. Chiar face dragoste, îi place și are și o doză de ego în el. Da, drăguț, drăguț, pentru cine o fi, o fi. Așa, haideți să vedem crucea celtică. Fecioară. Oh, 2 de monede, 2 de spade. Trebuie să vă echilibrați financiar, mental, să alegeți între o persoană și altă. Probabil aveți de ales. Fecioară, Soare, Lună, Venus, ascendent în Fecioară. Ia să las așa. Sper să nu pice camera. Vedeți ce frumie, frumie. Voi trebuie să preluați această energie. Voi trebuie să fiți ca un delfinaș. Jucăuși. Și apoi, vedeți, în timp ce se construiește. E vorba de joacă, joacă erotică. Ok. Soare, Lună, Venus, ascendent în Fecioară. Nu mai știu că am tăiat. Tăiat. Central. Oh, îndrăgostiți! Păi, Doamne, cum să nu fiți ca un delfinaș când sunteți îndrăgostiți? Și a apărut doi de bâte, a apărut și doi de, nu de bâte, de monede, doi de spade. Trebuie să alegeți. E o alegere importantă în dragoste. Dar îndrăgostiți, să zicem, nu prea îmi place să mă fixez, să zicem că pentru unii ar putea să fie un semn al gemenilor sau cineva cu planete în semnul gemenilor. Dar trecem peste asta. Poate sunteți voi. Față în față cu sufletul pereche.
un suflet de suflet față de care simțiți o mare atracție. Și știți că această legătură v-a fost adusă de divinitate cu un scop, să vă simțiți întregi. Ha, interesant. Am vorbit de sexualitate. Cartea aceasta are multe, multe direcții către această zonă. Multe imagini, multe simboluri. Probabil când faceți dragoste, vă simțiți ca în rai. Ce vă provoacă? Împărăteasa, în acest caz, sorii, ar putea să fie soția sau mama copiilor voștri. Că e taur, că e balanță, e cineva în martie. E o persoană cu autoritate. Ar putea să fie și frumoasă, că e Venus, dar nu e obligatoriu. Chiar dacă nu e frumoasă, e o persoană matură care are putere asupra voastră într-un fel sau altul. Vedem cum se așează cărțile. Poate să fie soția în cazul în care, că am văzut trio, da? Am văzut regele de cupe și trei de cupe. Și aici aveți de ales. Ha. Trecutul îndepărtat, regele de spade, că poate să fie și regină. Gemeni, balanță sau vărsător. Dacă nu este o persoană cu marcaj pe aceste zodii, este cineva care are o atitudine mai rece, mai distantă. Nu se implică emoțional. Cu ori fi fost niște probleme legale în trecut, cu ori fi fost niște probleme, da, nu, legale, probleme legale. A apărut și justiția mai devreme. Poate să însemne foarte mult acest rege de spade. Foarte mult. Dar poate să fie și acest geamănă. Am zis, poate să fie orice alt semn de aer sau orice alt semn. Persoană de autoritate, într-un fel sau altul, sau care nu vorbește foarte mult, poate nu spune tot, din niște motive. Trecutul apropiat, asul de băte, o nouă pasiune în viața voastră, poate. Da, aveți și îndrăgostiții, pentru că aveți o nouă pasiune erotică, senzuală, sexuală pentru cineva. Poate să fie și un nou proiect la locul de muncă. Și trebuie să alegeți între un contract mai vechi și acest nou proiect. Și trebuie să vă gândiți ce vă aduce beneficii, ce vă sporește. Pentru că împărăteasa înseamnă creștere financiară, sentimentală, materială, am zis financiară. Aveți de ales și când alegeți, trebuie să vedeți în ce direcție creșteți. Viitorul îndepărtat, regele de bâte, al doilea rege. Între regele de spade și regele de bâte. În spate lăsați o persoană rece și mergeți către o persoană pasională, creativă, amândoi de autoritate, poate niște poziții la locul de muncă. Sau poate schimbați jobul unii dintre voi. Dacă ar fi să schimbați jobul, regele de bâte ar reprezenta o persoană întreprinzătoare. Teoretic ar trebui cu acest nou proiect, asul de bâte, să mergeți către independență.
antreprenoriat. Și să alegeți această. Alegeți. Haideți să vedem. Viitorul apropiat. Oh, cavalerul de pute. Domne, ce aici atâta pasiune? Cavalerul de pute reprezintă o aventură sexuală, da? Cu cineva. Eventual care vine de la distanță. Cum am zis și în alte etalări, cavalerul de pute e în stare să călătorească peste deșert, peste Siberia, peste ocean, peste orice distanță lungă ca să ajungă să-și împlinească, eu știu ce pasiune bune are el. Interesant, interesant. Asul de bâte. Acest cavaler de bâte v-a adus acest as de bâte. Probabil că ați început de curând această pasiune. Curând poate să însemne foarte mult, variază de la unii la alții. Poate să fie o lună, poate să fie un an. La nivel universal, un an e foarte puțin. Da? Deci ăsta este viitorul apropiat. Că sunteți voi plini de pasiune în această situație, în această relație, în această poveste de dragoste pe care o experimentați cine știe de cât timp, variază. Dar, ce interesant, da? Apare împărăteasa. Împărăteasa care vorbește despre o mamă, mama copiilor voștri, în cazul în care e un trio, sau aveți grijă, în cazul în care aveți, faceți, eu știu, dragoste, și așa să nu rămână cineva cu un copilaș și să provoace și să îngreuneze această alegere. Oricum, regina împărăteasa e totuși o energie stabilă, o energie cu experiență, feminină, evident. Poate trebuie să vă manifestați generozitatea într-o direcție. Feminitatea, creativitatea, aha. Nu doar sexualitatea, da? Să-i hrăniți și din alte puncte de vedere pe cei dragi, nu doar sexual. Vorbeam despre cavalerul de bâte. În această perioadă vă bucurați sau vine cineva care vă instigă și sunteți puși între a alege. O persoană, eventual, și alta. Sau, între alege, o persoană și alta. Oricum, dacă ar fi să fiți voi acest cavaler de bâte, teoretic ar trebui în viitorul îndepărtat, eu știu prin ce etape și prin ce situații, să ajungeți, pentru că vorbesc despre voi, da, evident că poate să fie și o altă persoană, dar vorbesc în principiu despre voi, trec și prin această perspectivă. Trebuie să ajungeți la o stabilitate. Dacă în această perioadă vă simțiți aventuroși, aveți o aventură cu cineva, într-un timp, că o fi o lună, că o fi două, că o fi un an de zile, trebuie să vă stabilizați, probabil că nu degeaba a apărut și să luați această decizie. Nu degeaba a apărut mai devreme justiția, familia. Să vă gândiți ori la familie, ori să legalizați această aventură, situație, da? Cine își permite, cine nu, trebuie să aleagă. Hai să vedem ce apare în continuare. Dacă e ofertă la locul de muncă, teoretic ar trebui să vă ducă într-o poziție de autoritate. Dacă alegeți corect, direcția care vă crește. Împărăteasa stă foarte bine lângă regele de bâte, da? Sfatul. Luați-o pas cu pas. Al doilea, cavaler. Cavalerul de monede. Fiți precauți, fiți pământeni. Aici sunteți voi. Chiar dacă vă simțiți plin de pasiune, de nebun din dragoste pentru cineva și plin de emoții, reveniți un pic cu picioarele pe pământ. Fiți pământeni, e Venus în Taur, da? Sau în balanță. Dar ideea e că trebuie să fiți pământeni, precauți, să studiați lucrurile și să luați, eu știu, să faceți pas cu pas.
să faceți, în fine, mai vorbesc și eu, aiurea. Să faceți pașii necesari pentru această poziție de stabilitate, autoritate, da? De conducător, eventual să conduceți relația, situația prin care treceți. Asta e o poziție de leadership. Că o fie altcineva, v-am zis că poate să fie la locul de muncă un proiect care vine, poate să fie un angajator, în fine. Dar trec peste multiplele aspecte ale acestor cărți. Sfatul este, sper că nu v-am zăpăcit, să fiți pământeni, să fiți precauți, să vă luați timpul necesar să studiați pe toate fațetele situația. Evident, să nu vă lăsați ghidați doar de pasiune și doar de emoții. Asta e sfatul. Chiar dacă lucrurile vor evolua mai încet. Asta e. Exterior. Uai! Doamne, doamne, ce e aici? Cât foc? Nebunie, nebunie. Regina de bâte. Exterior este persoana care vă influențează. Ha. Posibil vă creează această stare de nebunie, de frenezie, de pasiune. Am zis, puteți fi voi. Să fie chiar ei. Își trimite cavalerul înainte ca să, să vă întâlnească. Ca să manifestați, ce înseamnă asta? Să manifestați acest cuplu pasional. Cavalerul nu neapărat că trimite pe cineva. Cavalerul poate să reprezinte și mesaje și călătorie. Vi intră în viața voastră, da? Sau poate a și intrat. Că aveți asul de bâte, nu v-ați zăpăcit, da? În trecutul apropiat. Ha. Wow. Cred că e această persoană. Și posibil cu această persoană, nu e obligatoriu să fie femeie, dar e reprezentată de regină. Puteți să ajungeți în această poziție. Eu zic că sunteți voi, e crucea voastră. Destinul vostru. Mi se pare că e o poziție foarte bună pentru afaceri creativă. Dar să nu vă aruncați înainte. Evident că poate să fie și pentru această familie, dar construită pe pasiune, nu pe nevoi financiare, nu pe reguli stricte. Bine, toți avem reguli. Regele și regina, wow, cuplu divin. Când apare regele și regina din același semn, înseamnă că sunteți pe aproape. Ha, ce chestie. De ce vă este teamă? Uf, de patru de spade. Că poate vă este teamă de acest semn de aer pentru unii, dar nu e obligatoriu. Poate unii ați fost bolnavi în trecut. În setul ăsta nu văd ca fiind doctor. În altele ar putea să reprezinte și un doctor, un chirurg. Poate vă este teamă să nu aveți niște probleme de sănătate. Nu toată lumea, da? Eventual. În cazul în care ați trecut prin niște triori, prin niște trădări, că s-ar putea să vă ia prea mult timp pentru vindecare. Dar patru de spade reprezintă meditație. Poate nu aveți răbdare, evident, cu atâta foc, nu aveți răbdare să meditați la situație. Ca să nu treceți la un moment dat prin trei de spade. Trebuie să meditați și apoi să luați sabia dreptății, da? Pe care o are și acest rege. Da, mare grijă, lucrurile arată foarte frumos, dar pe termen lung rămâne de văzut. Trebuie să alegeți ce vă doriți. Wow, judecata! Probabil că așteptați un telefon, un mesaj de la cineva. Vă doriți să renașteți în cazul în care ați avut niște probleme de sănătate și renașteți prin această pasiune nebună pentru cineva. În cazul în care v-ați separat la un moment dat de cineva, vă doriți o. Deocamdată nu. Dar dacă cineva s-a separat de. Cineva drag, poate că vă doriți o împăcare, dar până acum nu văd cărți care să sugereze împăcarea, decât renașterea. E o renaștere, judecata asta înseamnă renaștere. Și aici este
Meditația, vindecarea în poziția fricilor. Vă este teamă că să nu vă ia prea mult timp această perioadă de vindecare. Vă este teamă să nu fiți răniți. Dar, ca să nu fiți răniți, trebuie să luați lucrurile pas cu pas, precaut. Judecata. Judecata e poziția scorpion, săgetător, poate aveți acolo planete. Este Pluto care vă transformă. Finalul, iar decizia, am vorbit mai devreme că a fost, trebuie să decideți. Două cărți care arată nevoia de a hotărâ. Oh! Șase de cupe. Iar poate să fie o împăcare. E prima carte care ar susține împăcarea cu cineva din copilărie, din trecut. Sau nevoia de a... Trebuie să mai vedem. Aici sunteți voi, zic eu. Pentru unii poate să fie un semn de apă, nu e obligatoriu să fie semn de apă. Este o persoană cu care comunicați emoțional, cum am zis și cu delfinul, emoțional foarte bine. Este o dragoste profundă, l-am văzut mai devreme, a apărut. Nu fi apărut degeaba, nu? Și cu care vă doriți un nou început. Pentru unii poate să fie semn de apă, semn de pământ, semn de orice alt, nu vă mai fixați pe semne. Importantă e energia, da? Trebuie să decideți dacă vreți să manifestați această relație. Chiar dacă nu-i din copilărie, e o persoană cu care comunicați foarte bine, vă susțineți emoțional și puteți merge împreună într-o direcție. Către stabilitate financiară și către o stabilitate emoțională. O, regina de cupe. Fai! De două ori, regele și regina de cupe, regele și regina de băte. Wow! Trebuie să decideți, probabil. Între o soție sau soț și... Am văzut trei de cupe, îmi pare rău, asta e, l-am văzut. Aveți două cupluri, sunteți într-un cuplu și poate vă doriți să fiți într-un alt cuplu. Asta e, așa zic. Aici ce aveți? Transformare, am vorbit de transformare și la judecată, judecata vine după moarte. Moartea ce înseamnă? Scorpion, evident, poate aveți un scorpion, unii dintre voi știu sigur că aveți, așa. Dacă nu-i scorpion, e o situație prin care renașteți, vă transformați, nu mai sunteți voi care ați fost cândva. Aici ar trebui să fiți voi, regele de monede, maturi. Bine, semnul taurului, dar poate să fie, da? Pentru unii poate să fie un taur, că apare și aici taurul. Da? Dar eu zic că ar putea să vă reprezinte și pe voi, fecioarelor, care vă transformați după niște, ia uite, păi da, după niște răni adânci. Nu degeaba a apărut patru de spade în poziția temerilor. Aveți nevoie încă de vindecare și nu știți, ar putea să vă dea peste cap această pasiune. Da, vorba aia, cui pe cui se scoate. Poate pasiunea vă ajută să vă vindecați și să renunțați la o căsnicie care a ajuns obositoare. Și să începeți pas cu pas să manifestați, da, și cavalerul și valetul, un nou început într-o nouă direcție, eventual. Da, ce să mai... Eventual, vă doriți să vă căsătoriți cu cineva, poate semn de aer, luptați pentru chestia asta unii dintre voi, încercați să mergeți către acest nou, de la cupele goale la nouă de cupe și încercați să aveți răbdare. Pentru alții, pentru alții trebuie să alegeți între o căsnicie, regina de spade, chiar dacă nu-i semn de aer, poate să fie un avocat. Să lăsați în spate ori un contract, ori o căsnicie care, în care a trebuit să luptați, în care cupele nu v-au fost pline, în care ați investit, da? Mai. Și la un moment dat v-ați simțit singuri. Puf, ce complicat! Dar tot timpul e complicat, nu știu. În ultima vreme lucrurile se complică. Cam asta e. O să revin cu partea a doua, voi și o persoană dragă.
Vă aștept în partea a doua. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!